Sau și bine m-am găsit la un nou episod din This War of Mine. Hai să vedem, ne-am întors acasă. Să vedem dacă reușim să descoperim noi toate chestiile pe aici. Avem o grămadă de mâncare acum. Și we had proper beds. Se pare că nu mi-a salvat patrule, nu știu de ce. Dar hai să mergem să facem niște patrule dacă avem materiale. Și avem make, pe ăsta îl punem aici. Tu du-te și fă și tu un pat dacă poți. Și hungry și very tired. De fapt nu avem nevoie de pat, cât avem nevoie de un aragaz, așa că ia să punem noi aragazul aici. Place. Trebuie să facem ca să reușim să gătim. Am văzut că vă place foarte mult jocul ăsta și o grămadă de oameni m-au întrebat: Max, când mai faci This War of Mine? Dacă vă place, nu uitați să lăsați un like și vom continua seria. Așa. Tu vrei să dormi? Da, ești obosit. Poți să te culci. Iar tu o să faci ceva de mâncare, că ești hungry. Faza e că nu avem combustibil. Hai să facem 4 bucăți de combustibil. E ciudat, sună 4 bucăți de combustibil. Ok, Katia, unde ești tu? Ok, Katia, scormonește pe acolo. Poate găsește ceva bun. Ok. Tu o să faci de mâncare, cooked food. Hai să o facem pe toată, make. Sper să nu se strice dacă o facem pe toată, dar cred că facem niște ciorbă ceva. Și dacă avem frigider, adică putem să-l folosim să punem mâncarea acolo. Îl și bate cineva la ușă. Brought something to barter. Stai așa că s-o ocupa momentan. Vreau să văd ce e aici. Materiale bune. Hai să vedem ce ai tu să ne dai nou. Ce lucruri ai să ne oferi? Ești friendly sau? Are bandages. Și bandages am nevoie. Ce vrei pe bandajele astea? Și are niște gloanțe. Că-ți dau fertilizer. Can't be kidding. Pe bune, deci toate chestiile astea și nu vrei să-mi dai bandaj? What the fuck? Ah. Și dacă-i dau... What? Vrea toate astea pe un simplu bandaj? Ce se glumești? Ok. Hai să văd ce mai pot să mai văd la el. Medications. But I have more, take a look. Nu mă mai interesează, poți să pleci. But it'll try to come again. Ok, o să vină din nou cu alte chestii. I-am dat o grămadă de lucruri bune, dar faza e că avem nevoie, că suntem wounded și avem nevoie de medications și bandaje. Slightly wounded, ia să văd, tu ești very tired și hungry, ia mănâncă. Tu du-te și folosește pentru slightly, what the fuck, unde te duci? Nu-mi zic că nu poate să intre pe ușa asta. Ah, ba da, trebuie să tragă de alea. I need some rest. Bun, avem nevoie de un pat, mai avem lemne? Avem, bagă patul ăsta aici. Pardon. Îl punem aici așa frumos, place. Și tu du-te și te tratează. Am văzut o reacție foarte pozitivă pentru jocul ăsta și pe Steam. Slightly wounded, bandage, hungry, slept poorly. E un joculeț care m-a surprins, sincer. A venit, habar n-am de unde a venit. Adică nu era niciun video pentru el, adică nu știa nimeni de el. Și acum e top seller pe Steam, pentru că lumea chiar apreciază munca developerilor și apreciază conceptul ăsta unic.
Sincer, sunt bucuros că un developer indie a reușit să facă chestia asta. Jocul ăsta a ajuns top seller și în fața jocurilor AAA gen Call of Duty, Assassin's Creed și altele. Momentan e în top sellers. Și asta mă bucură. Pentru că developerii ăștia chiar merită. Bun, hai să vedem statusul. Slightly wounded, recovering, sick, recovering și hungry. Du-te și mănâncă ceva, o să te trezesc eu imediat. Mănânci, poate te bagi la culcare la loc. At least it's warm. That'll do for now. Daddy is shooting for 5 stars. Ok. Deci când stau în pat, ăștia își fac recovering. Asta e secretul până la urmă. Tu, very tired, dar ești în pat, așa că n-ar trebui să ai problemă. Slept poorly, slightly wounded, dar ești bandajată. Bun, îi lăsăm pe ei doi să doarmă pe moment. Faza e că nu știu ce înseamnă asta. Și când ajunge timpul la 6:40 PM, se înseamnă că ar trebui să mă mișc și să dau în end day. E posibil, stai. Se termină asta și poate să-i dau end day. Sau poate se termină singură ziua? Hai să vedem ce se întâmplă. Mă gândesc, poate se termină singură ziua, da. Bun, deci la 7 se termină. Sniper Junction, o grămadă de sniper, nu e bine de mers. Shield School, lots of meds, lots of meds, ok. Lots of meds, lots of parts și some food. Hai să mergem acolo. Prepare, n-am nevoie de nimic. Scavenge. Sper să nu ne întâlnim cu deștia cu arme. Deși e foarte posibil. Hai să vedem ce găsim aici. Sper să mergem mai încet, cred. Să ne furișăm așa în caz că e careva pe aici. Avem și fists, putem să ne batem dacă vrem. E cineva sus. Încet, încet. Nu, e un șobolan. Must be blocking the door. Nu putem să mergem pe acolo. Hai să vedem ce e aici. Only trash. Cred că e liberă zona. Că sunt șobolan pe aici, dar în rest nu e nimic. Useless trash, ok. Hai să vedem dacă putem să mergem pe sus, fără să mai scoatem gunoiul ăla. Careva aici? Nope, e liber. Dar oricum trebuie să scoatem unul din astea, așa că n-avem ce să facem. Faza caracterului e ca atunci când în momentul în care sunt obosite, nu poți să faci task-uri de genul ăsta. Asta îi obosește și mai tare. Și atunci trebuie să te duci cu un caracter care nu e obosit aproape deloc. Și vezi că aici e slept poorly, dar asta nu înseamnă că e obosită, doar că n-a dormit bine. Dar trebuie să te duci cu un caracter care nu e obosit ca să poți să faci task-urile astea și să reușești. Altfel pur și simplu refuză sau merge mult mai greu decât ar merge inițial. Ea are bargaining skills, adică dacă cumva vine un trader la ușă sau dacă cumva se întâmplă ceva, ea poate să vorbească și să-l convingă să-i dea mai ieftin sau eventual dacă vine cineva și ne atacă, poate să-i convingă să plece, chestii de genul ăsta. Și fiecare caracter în parte are un trait, un skill. Ea are bargaining skills, am impresia că mai e unul care are posibilitatea să gătească mai bine și tot așa. Și toate traiturile astea sunt random în momentul în care pornești un nou joc. Holy shit, o grămadă de lemn. Bun, avem nevoie. Mai construim un altă prin casă. Bun, acolo e liber. E ceva jos care se mișcă foarte rapid. Ce-o fi?
Something must be blocking from the... Ah, uite că am mers. Grab all, așa, hai să vedem ce mai găsim și pe aici. O grămadă de lemn. Mă gândeam, poate găsim niște meds sau mâncare. Asta ar fi folositoare. Ok, putem să coborăm pe aici, da. A, nu e decât un șobolan, săracu. E și el pe aici, micuț. Să mai dăm niște lemn. Mai luăm niște parți de-astea la alte. Liber acolo. Și pe aici vezi cum era, cum au fost clasele înainte. Că, având în vedere că asta e o școală, a fost sal de clasă. Vezi cu scaunele și toate. Dar pentru că am ocolit toată zona asta, nu mai trebuie să stăm acolo să ne uităm. Să scoatem toate bucățile alea. Da, plin de lemn și cam nimic altceva. I could get through the door if you had a saw blade. Vezi câte chestii sunt înăuntru, nu pot să ajung acolo. Ok, ce asta? Coffee. Hai să luăm cafea. Aha, și pe aici nu mai pot să ies. Putem să coborăm mai jos. Nu știu, știam că e scara asta aici, dar am apăsat mai jos și am mers. Asta e la subsol. Și îmi dă posibilitatea să mă și ascund. They took my food again. Holy shit, e cineva aici. Yeah, I can always count on friends. Cine-o fi tipul ăsta? Dacă ne furișăm, oare ne aude? Nu. No. Shit, mai e unul aici. Sper să fie friendly. Hey, don't sneak up on me like that girl. Ok. Da, tipii ăștia trăiesc aici în școală. Ok, se pare că sunt friendly, nu vor să-mi facă nimic rău. Roll up cigarette. Aici e ceva, vedeți? Trebuie un saw blade ca să ajung acolo. Oh, ia uite câte chestii aici și avem apă. Apa trebuie să o luăm. Ok. Ne spune că nu mai avem timp. Trebuie să ne întoarcem. E dimineață. Dar hai să verific și asta aici. Just in case. Bun, cărți. Și mai e încă o cameră mai jos. Ah, uite, mai e lume aici. Don't touch our box. Vreau să văd ce e înăuntru. What? Private property. Dacă le furăm rapid și pe aia fugim. Așa. Furăm asta. Fugi! Shit! Ah! Mă bate, nu! A scot Katia, it'll be harder to return. Ah, shit. Asta înseamnă că își trebuia să plec înainte.